Ați auzit de Masaru Emoto? Unii dintre dumneavoastră da, unii nu. A fost un cercetător și un om de știință japonez care a realizat niște experimente fabuloase la care nu avem o explicație. Suntem pe vârfuri între fizică și metafizică. A luat apă distilată, apă perfect curată și a supus-o diferitelor tipuri de informație. A supus-o unor unde sonore, care sunt de mecanice. A supus-o unor câmpuri electromagnetice de diferite frecvențe. A supus-o unor etichete pe care a scris câte ceva în diferite limbi și scrisul ăla l-a pus către eprubeta cu apă distilată, a înghețat eprubeta și pe gheața obținută a început cu microtomul să facă secțiuni. Și a văzut un lucru fabulos. În unele situații apa cristaliza cu ordine, cu simetrie, cum am spus la început, în altele nu cristaliza niciodată. Era un haos. Iată, a expus apa unei vibrații imune, fiți atenți că e la modă, apa unei vibrații imune corecte de la niște limfocite sănătoase care funcționează corect și apa care era dezordonată before, era după aceea cristaliza într-o formă hexagonală. A luat apă din sticle, apă îmbuteliată, iată-o, dezorganizată în stânga și 500 de persoane au trimis gânduri pozitive, rugăciune. Iată cum a cristalizat după aceea apa. Rugăciune deasupra apei, iată cum s-a transformat din prima situație în cea de-a doua. Să nu mai lungim, iată ce a scris pe etichetă și iată cum a cristalizat apa. A supus apa muzicii heavy metal. Iată cum n-a cristalizat în niciun fel. E un dezastru. I will kill you. Am să te ucid. Am să te omor. N-a cristalizat în niciun fel. Nebunule. N-a cristalizat în niciun fel. Apa de dinainte de o rugăciune budistă și după. A scris fericire și iată cum a cristalizat. A scris înger. Iată cum a cristalizat și fiți atenți de desubt devil, demon. Nu vi se pare că devil ca formă derivă din angel? Demonul n-a fost înger inițial care și-a pierdut anumite proprietăți? Cel din tâi înger de lumină. Înger Lucifer. De lumină. Iată, a scris pe etichetă creștinism, budism, iudaism, hinduism, islam. Vă las pe dumneavoastră să apreciați. Pe toate tipurile de religie s-a cristalizat apa. Cu excepția creștinismului, s-au obținut hexagoane, care înseamnă apa anorganică. Singura care s-a dus spre apa organică este cea care schițează un pentagon, iată creștinismul. Comparați detaliul de cristalizare între creștinism și celelalte. Și apreciați dumneavoastră.